Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog din bucătărie. Bă, știu că v-am înnebunit cu cartofii prăjiți, dar știți că mi-am plac cartofii prăjiți. Astăzi am venit la țară, o să vedeți vlogul unit. Am băgat aici o oală de asta de cartofi ca lumea. După care o să facem niște din astea din pești, buni. Și dăm drumul la 200 de grade, băgăm la 15 minute, după care vom pregăti, aici o să pun cartofi, o să pun un fel de nuggets de ăștia de pești, o să fac vreo, oricum sunt 15 bucăți. Ia să vedem cât am. 1, 2, 3, 4, 5. Fac vreo 6 bucăți din astea. Le băgăm înapoi la congelator. Da, după ce se termină cu cartofii, ia uitați. Am băgat aici, arată ca mici. Nu o învățând mult pe vlog, că n-are rost. Îți bag în congelator ăștia, să vedem dacă nu cam. Mai am și niște cartofi, dar e plin congelatorul. Nu prea e loc. Acum nu-i pun în frigider. Dacă nu, bag în frigider. Dacă nu, mâine trebuie să fac un drum până la țară, o să vedeți vlog. Așteptăm să fac aici cartofii. O să pregătim ingredientele secrete. Ei, secrete. Oregano, mărunțit. Niște usturoi. Era bun dacă reușeam să pun usturoiul ăsta aici. Nu știu dacă se mai desface șmecheria asta. Râșnița asta, nu știu dacă se desface. Ia. Ba da, uite că am reușit să o desfac. Să bagă usturoiul ăsta, dar nu știu dacă reușesc să nu fac vreo prostii. Să dau usturoiul pe jos. Bă. Dar s-a întărit usturoiul ăsta de la căldură. Ia uita, s-a făcut cu buleț. Ia o linguriță. Nu prea am cum să filmez. Ia că l-am zdrobit. Îl mutăm în partea asta. Curge, curge. Hei, măi, ce-am făcut? Bă, nu sunt bun de bucata. Am dat tot usturoiul jos. Nu contează. Uite așa. Nu prea s-o spart asta, s-o crăpat, o scăpat-o pe jos. A, nimic, dacă îi lăs că îi pun pe cartofi. O să pun o leacă și pe astea, nu știu dacă e bun cu usturoi. Astea sunt un fel de ceva de pești, să spunem cum se cheamă, fraților. Acum, mai înainte am spus, un fel de... Bă, dar am spus, mă. Nuggets. Un fel de nuggets din pești. Păcat că ăsta nu pot să-l... nu pot să-l culc așa. Ăsta e fix. Dar e bun. Da. O să șterg aici pe masă. Am lăsat la un sfert de oră. Le-am scos din congelator. Vedem acum cap ceilalți în frigider. Trebuie pus în frigider. Ăsta l-am pus aici, usturoiul, dar îl las cu oregano. Oregano, pardon. Vorbesc ca iure. Suferiți acum. Trebuie să pun pauză să șterg de pe masă că am făcut asta. Haideți că revin să vedem bunătatea. Așteptăm să se facă, fraților. Ia uitați și nuggets ăștia, să-i spunem așa, sunt făcuți din pește. Am uitat să vă citesc,
Da, ați văzut pe imagine acolo. Acum să spălăm din asta aici. O cratiță de asta o să bag pur. Să prind o leacă becul, că e întineric. La o spăl eu asta. Pun apă fierbinte cu pur. După aia plătesc. Vezi dacă vii să vii ușor, că am pus camera în ușă, poate o izgheți. Bă, trebuie să învățați să faceți și treabă, nu numai a joacă, cu o leacă de pur. Să bag un pic de apă caldă. Bă, dacă e gata apa cu frigii, deja iese abur din ea. Dar ce frige! Uite așa. Lăs bine să se moaie aici. O făcut mama Victor, nu știu ce-a făcut în tava asta. Ea e un pic răcită, e bolnavioară. O zis, m-a rugat acum o să spăl tigaia asta. O să o lăs așa să mai moaie. Băi, fraților, îmi cer scuze că vă arăt, nici nu știu cum se vede. Pe aici mă omoară, mă. Da, bine, că așa e la bucătării. Se mai murdărește, se mai strofește. Uite așa, e apă fierbinte. După aia plătesc cu apă rece, dar gata, că s-a dus grăsămea de aici și nu era așa murdară, uitați. Acum dau un pic de apă de aici rece, o plătesc bine, să nu rămână purul ăsta. Dăm și pe din afară, spălăm bine marginile astea tot. Da, ce să faci, dăm înainte. O lăsăm aici la uscat, cred că de acum e gata și... Era zic fripturica, cred că o fi gata și de-acum și cartofi, că acum și trebuie să fac clanc. De 10 minute las vlogul ăsta. Dar de fapt cred că o să pun pauză ca să vedeți cum iese și nuggets-ul aia. Acum băgăm tot așa 15 minute. Băgăm ăștia să se facă. Vedem dacă-s bun, chiar-s curios. Uitați, băgăm aici, frumos, dar să-i pun mai departe, așa, ca să poată să, dar oricum ei să fac, că e prin aer cald. Acolo scria 15 minute la 200 de grade, 200, 200 și ceva. E acum să fac. Spăl un pic farfurioara asta. O să pun o leacă de oregano pe cartofi, usturoi și vom mânca. E faină chestia asta electrică. Nu mai stai să mai faci în ulei, să mai faci, dar neapărat trebuie cartofi de ăștia congelați, că ăștia normal am încercat și nu iese ca lumea. Haideți acum să băgăm niște usturoi. Ăsta iese mai fain că e deja măcinat. Și oregano. Ăsta e cel mai... Oregano e cel mai bun. Așteptăm să iasă să se facă în angheță aia și gata. Gata, fraților, s-au făcut și nuggets-ul ăștia. O să-i pun aici.
Să vede că s-au copt, că s-o bele de pe pielița aia. Și băgăm aici. Cam aceasta a fost masa prin seara asta. O să lăs să răcească aparatul. Trebuie să spăl aparatul ăsta. S-a lipit un pic de ăla. Deci cam atât. Asta au fost. Și mai am aici garniture, niște castraveciori buni, murați. O să vă arăt imediat. Auta-ți ce bunătate aici, fraților. Cam atât cu vlogul de în seara asta. V-am pupat și ne vom revedea la un următor vlog. N-am mai făcut de mult un vlog de asta, de bucătării, să spunem așa. Băi, altă mâncare, nu știu să prepar. Oricum v-ați plictisit de cartofi prăjiți, dar am schimbat și eu, ia uitat. Am făcut niște nuggets de ăștia. V-am pupat, nu uitați să apăsați butonașul de like, să dați un subscribe la canalul meu și ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa!